Neața lume, astăzi faci povestea lui Sacon și Ucon, îs 2, dar îs 1, într-unul, 2 în 1, aproape 3 în 1 ca o cafea. Înainte să trecem mai departe, nu uita să te abonezi, să bagi un like, că sunt foarte importante, apare la recomandate și așa ne mărim comunitatea și să lași un comentariu super șmecher și acum hai să vedem care e treaba cu băieții cafea. Sacon și fratele său mai mare, Ucon, au fost frați gemeni din Otogacure și liderii celor patru sunet, sau mă rog, liderul. Nu știu cum să-i pe ăștia, ca un sau ca doi. Descris ca fiind plin de ciudă și încrezător, lui Sacon îi plăcea să lupte și îi plăcea să vorbească prost față de opoziție. Orochimaru și Kabuto au remarcat că Sacon este cel mai rapid și mai puternic membru din Sound 4, trăsături de care Sacon era foarte mândru. În luptă, lui Sacon îi plăcea să prelungească lupta, jucându-se cu adversarul și folosind tehnici inutil de puternice pentru a se da mare. Această tendință a lui Sacon l-a determinat să încetinească restul grupului ori de câte ori se interesa de un adversar. De asemenea, Ucon a fost descris ca fiind foarte încrezător în sine, dar era mai iute decât Sacon. Gemenii au împărțit o relație bună, dar sunt capabili să se privească obiectiv în timpul luptei, deoarece personalitățile lor diferă una de cealaltă. În ciuda faptului că Sacon era mai activ decât Ucon și era de obicei corpul principal, Sacon a recunoscut autoritatea fratelui său mai mare și a ascultat cu fidelitate oricărei ordine pe care le dădea Ucon. La fel ca restul din cei 5 sunet, gemenii au fost suficient de aroganți încât să creadă că, cu ajutorul lui Taiyuya, l-ar putea învinge pe Kakashi și s-au referit constant la inamicii lor drept gunoaie. Sacon s-a remarcat că are cel mai rău temperament dintre cei 4 sunet și a fost genul care nu se va opri din luptă până când își ucide inamicul. Deși lui Sacon îi plăcea să-și întindă luptele, Ucon a reușit să contracareze acest defect, fiind mai nerăbdător și mai grăbit decât fratele său, forțându-l pe Sacon să-și încheie rapid bătăliile. La fel ca unii dintre colegii lor de echipă, Sacon și Ucon aveau amândoi propria lor percepție asupra moralității, cel puțin în cazul lui Ucon, când credea că Kiba Inuzuka și-a abandonat partenerul Akamaru când a scăpat de bătălia lor și a comentat că a fost o mișcare fără inimă, dar Kiba nu și-a lăsat câinele. Abilități. Considerându-se cel mai puternic dintre cei 4 sunet, Sacon a fost considerat cel mai periculos dintre cei 4, precum și cel mai rapid de către Orochimaru. Sacon tindea să demonstreze acest lucru folosind în mod inutil mișcări extrem de puternice ca să se dea șmecher. Iar în anime, puterea lor a fost suficient de apreciată pentru a fi reîncarnați de Kabuto Yakushi, ba chiar mai mult, și Kamaru a declarat că priceperea lor era la nivel de Jonin. Bine bă, și Kamaru, bravo, bine că le-ai zis la toți că Jonin. Sacon și Ucon erau foarte pricepuți în taijutsu și posedau reflexe rapide, în special Sacon, deoarece era mai activ fizic decât Ucon. Sacon era suficient de puternic pentru a-l atârna pe Sasuke cu capul în jos de gleznă cu o singură mână și a fost suficient de rapid pentru a eschiva colțul de trecere a lui Kiba Inuzuka. Întrucât gemenii și-ar păstra Keke Genkai-ul cât mai mult secret posibil, Ucon ar profita de concentrarea adversarilor pe Sacon și ar efectua atacuri furtive. Foarte tare chestia asta, că ei stând amândoi într-un corp, tu nemai văzând așa ceva până atunci, nu te așteptai ca barând un pumn să-ți iei altul în cap. Zici, bro, cum? De unde, știi? Barai doi pumni și-ți mai lai unul în cap. Bă, ce cu băiatul ăsta? De unde ies aceste mâini? Ucon a fost foarte ascuns, lăsând corpul lui Sacon fără ca nimeni să-l observe și l-a surprins de două ori pe Kiba, făcând contact rapid cu el și îmbinând corpurile cu el, precum și luându-i jacheta pentru a-și ascunde mirosul. Sigiliu blestemat. Sacon și Ucon primiseră un sigiliu blestemat de la Orochimaru. Când era activ la nivelul 1, se răspândește pe întregul corp într-un model de linii curbate și pete. Când se aflau în forma lor de nivel 2, semăneau cu un Oni. N-ai cum să nu știi ce e Oni, care e demon, Bakemono, monstru, ca și ce le auzi mereu în anime, imposibil. Deci semăneau cu un Oni, deoarece pielea lor devenea roșie, căpăta iris și galbene ai ochilor, iar unghiile lor devin mai lungi și mai ascuțite, buzele devin negre și gura le este ruptă de la ureche până la ureche și câștigă dinți canini. Au păr alb lung până la talie, bărbia alungită și un singur corn lung crește pe părțile opuse pentru frunțele fiecărui frate. Pielea lor întărită devine neagră și se pliază ca niște solzi, arătând ca o armură înțepătoare pe brațe și picioare. Cu nivelul 2 al sigiliului blestemat, Sacon și Ucon și-ar putea deconstrui corpul la nivel molecular și ar putea intra în corpul unui adversar. E asta chiar că era destul de tare. Te băgai în adversar, tot ziceai, bro, pot să dorm și eu aici. În acel moment, au reușit să modifice celulele și proteinele țintei după bunul plac, ucigându-l efectiv și apoi lăsând ținta să-și reconstruiască din nou propriul corp. Cu toate acestea, această tehnică a avut dezavantajul că au suferit aceleași pagube ca și corpul pe care l-au invadat.
Așa cum s-a văzut când Kiba s-a înjunghiat în intestin cu un kunai, făcându-l pe Ukon să țipe de durere și să scuipe sânge. După reîncarnarea lor, atunci când trăiesc sentimente puternice de ură și furie, puteau extrage și mai multă putere din sigiliu, drept urmare Sakon și Ukon ar putea realiza fuziunea și fisiunea super rapidă a Kekkei-Genkai-ului lor. Ninjutsu? Cu Kekkei-Genkai-ul lor, Sakon și Ukon sunt capabili să fuzioneze și să se separe unul de celălalt după bunul plac. Ukon folosea în general această abilitate pentru a rămâne în corpul lui Sakon, unde putea scoate la iveală unele dintre părțile corpului său pentru a-l ajuta pe Sakon în luptă. Acest lucru l-a transformat într-un adversar extrem de periculos în lupta corp la corp, deoarece pe lângă apărarea punctelor oarbe al lui Sakon, i-a permis lui Sakon să execute 3 lovituri înarmate și 3 lovituri cu picioarele. Chiar dacă inamicul putea bloca prima lovitură, ceilalți doi trebuia să-l pălească. Și iară ce e mai aiurea, că, na, fiind doi într-un corp, unul vedea în față, altul vedea în spate, nu prea puteai să-l pălești pe ăsta. Când Ukon se separă de corpul lui Sakon, cei doi pot ataca independent și simultan împotriva adversarilor. Cu toate acestea, nu era obișnuit să se miște pe cont propriu pentru prea mult timp și astfel obosea ușor. În plus, deoarece Ukon nu este de obicei corpul principal și n-a avut prea multă experiență de a fi corpul principal, a avut dificultăți în a-și controla corpul atunci când Sakon trebuia să se vindece în interiorul corpului său. Cei doi ar putea vindeca orice răni foarte repede atunci când sunt îmbinați. Sub influența sigiliului blestemat, această abilitate a fost îmbunătățită suficient pentru a le permite să se contopească cu corpurile altora. Deci, pe lângă că erau puternici, mai puteau să se și vindece unul pe celălalt. Uite, o tehnică foarte bună. Tehnică de invocare. Când erau separați unul de celălalt, Sakon și Ukon puteau efectua invocarea Rashomon stând la o anumită distanță unul de celălalt. După ce au fost reîncarnați și modificați, puteau invoca 3 porți Rashomon în loc de una. De asemenea, au incorporat un lansator de proiectile în poarta centrală a formației. Ce mai tare decât o poartă cu rachete. 3 porți cu rachete. Cu Injutsu, ca și restul din Sound 4, erau de asemenea pricepuți în tehnici de sigilare, deoarece Sakon ținea un pergament uriaș pentru a invoca obiecte sau când a invocat un kunai și s-a luptat cu Genma și Ranui, cu o mișcare ușoară a mâinii, sugerând că ar putea avea sigilii sub hainele lui. De asemenea, a folosit metoda de sigilare întunecată ca sigilul suplimentar pentru a-l ține pe Sasuke închis în cutie în timp ce se adapta la sigilul blestemat al cerului. Cooperare ninjutsu. E aceeași la tot, o să o zic la fiecare pentru că nu știi cine la ce personaj intră, poate tu nu le-ai văzut pe toate și vrei să-l vezi doar pe ăsta și nu știi de cooperare ninjutsu, pentru tine o să-l zic. În ciuda relației volatile dintre membrii celor patru sunet, aceștia erau familiarizați cu o serie de ninjutsu de cooperare, iar putea folosi transformarea combinată pentru a se prezenta ca bodyguardii lui Orochimaru. În timpul bătăliei dintre al treilea Hokage și Orochimaru, aceștia ar putea produce formația 4 flăcări violete pentru a împiedica pe oricine să intre sau să iasă din barieră. Când l-au transportat pe Sasuke la Orochimaru, au folosit o altă tehnică, o barieră numită formația 4 cețe negre, care prindea ținta într-o stare de moarte temporară ca să-i permită să se adapteze la sigilul blestemat și să faciliteze transportul. Iar moștenire? După ce Kabuto a asimilat ADN-ul celor 5 sunet în experimentul său de a-și crea o identitate și a obținut acces la Kekkei-Genkai-ul gemenilor, pe care l-a folosit pentru a crea o construcție a lui Sakon de la baza șarpelui său din buric, care se transformă în oricare dintre ceilalți membri Sound 5 sau Orochimaru pentru a le folosi abilitățile. Deci de la ăștia, sau mă rog ăsta, bă nu că-s doi, ăsta sau ăștia, el a reușit să folosească abilitățile de la ceilalți Sound 4. Tare! Creație și concepție, Sakon a fost ultimul membru din Sound 4 creat de Kishimoto. După ce s-a chinuit să decidă cu cine ar trebui să lupte Sakon, Kishimoto a decis ca Sakon să participe la o luptă 2-2 împotriva lui Kiba și Akamaru. Astfel l-a creat pe Ukon și l-a plasat în corpul lui Sakon, astfel încât ei să poată reacționa ca o singură persoană. De ce să faci doi care merg unul pe lângă altul, cum poți să faci doi care stau unul în altul? Bravo! Sakon și Ukon au îndeplinit în total 46 de misiuni oficiale, 20 de rang D, 15 de rang C, 8 de rang B, 2 de rang A și 1 de rang S. Iar aceasta este povestea lui Sakon și Ukon, sper că v-a plăcut. Până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, nu uitați să băgați un like pentru că ne ajută să ne mărim comunitatea și ne aud de mâine cu un nou clip.